Ce este, aici nu mai vreau să revin, o să vedeți dumneavoastră că o să aveți asta, cea mai bună soluție este să păstrezi toate teoriile, în mod egal. Deci soluția pluralistă. Eu nu cred într-o anumită teorie, ci cred în toate cele pe care nu le pot infirma. Deci nu le pot respinge. Și atunci cred în toate. Deci nu pot face experimentul crucial ăla cu o ia la stângă sau ăla dreapta. Numai că există și domenii neexperimentabile. Și atunci, aici vreau să schimb puțin domeniul. Există cel puțin trei domenii interesante ale cunoașterii. Dacă vreți, ad hoc le putem defini. Ținutul neschimbării al fenomenelor deterministe și probabiliste, în care pot construi modele lumii ideale, teorii cât de cât perene, ținutul surprinderii al lumii vii, în care tot timpul strategiile se modifică. Deci, dacă un tenismen constată că adversarul lui i-a prins strategia, el ce va face? O va schimba. Deci, și asta merge și în economie, merge și în muzică, merge și în pictură, peste tot. Deci, creatorul de nou schimbă în permanență regulile și strategiile. Asta este, dacă vreți, esența voluntarului uman. Esența umanului, nu din mai instanță. Și în momentul în care eu vreau să fac legi în domeniul ăsta, o să constat, stai puțin, că n-am cum. Vă dau un exemplu imediat. Mai există și ținutul sinelui, al introspecției, care nu pot să-l aduc nici în laborator, nici nu pot să-l observ ori de câte ori doresc. Vine unul și spune, eu văd acum Fecioara Maria. Vă rog să mă credeți că o văd a ea. O să spun bullshit. Nu pot să te cred și gata, am plecat. Pentru că eu nu cred în așa ceva. Și poate că n-am dreptate. Deci, realitatea neexperimentabilă cuprinde fenomenele foarte rare și inexplicabile. Într-o vale numită Hesdalen din Norvegia, apar OZN-uri. De 30 de ani, în valea aia, măcar o dată pe săptămână, trece ceva. Nimeni nu știe ce este. Probabil este un fenomen fizic încă necunoscut. De 30 de ani s-au pus acolo, s-a construit un observator care se declanșează în momentul în care se sesizează mișcare. Fotografii. Căutați Hesdalen pe internet. Veți găsi poze, veți găsi clipuri de obiectele care se plimbă pe acolo. Nu s-a găsit nicio explicație. Fenomenul există. Nu poate fi observat ori de câte ori dorim, mă rog, este undeva la margine, la graniță. Nu corelează cu nimic, am încercat, cu exploziile solare, nu corelează cu nimic. Dar pe acolo se plimbă ceva. Nu mai vorbesc de altele care zice-se că sunt OZN-uri și care apar când vor ele și dispar când vor ele. Există fenomene inaccesibile, care sunt tot neexperimentabile. Există problemele ontologice. Eu ridic o problemă. Dacă trăim într-o realitate virtuală sau dacă există divinitate, vă rog să-mi spuneți cum experimentăm chestia asta.
să-mi spune, stați puțin, asta face parte din partea aialaltă. Măturăm sub covor. Nu! Am spus, e o singură realitate. De ce să nu ne confruntăm cu această problemă? E o problemă pe care nu o pot ataca științific. A, da, cu asta sunt de acord. Cunoaștem logică. Dacă cunoașterea este infinită sau nu? Cum spuneam, Einstein a venit cu o teorie. Va cădea peste 200 de ani, vine altul cu alta. Și jocul ăsta este infinit sau se termină odată? Nu știu. Deocamdată nu pot răspunde. Sondarea sinelui. Fenomenele voluntare. Iată, toate acestea fac parte din realitatea neexperimentabilă. Desigur, ce experimentabil? Neexperimentabil azi poate deveni mâine. Știți că relativ recent s-a făcut treaba asta. S-a pus o grămadă de electrozi în uia pe cap și s-a arătat un elefant. Și a spus, tu acum percepi un elefant. Da, eu percep un elefant. Vorbei s-au arătat tot felul de alte obiecte. Și la fiecare s-a repetat. Ei au înregistrat cu electrozi. Și pe urmă au spus, acum gândește-te la ceva. Și el s-a gândit la ceva. Te gândești la un elefant. Da, ați ghicit. De ce? Pentru că aveau configurația corespunzătoare elefantului. E un început. Deci o breșă în ceea ce numeam introspecție. Dar, sigur că vor mai trece ani mulți până când vom putea efectiv citi gândurile cuiva. Deci, teoriile ar putea fi clasificate în teorii științifice, alea pe care le-am spus care sunt, teorii metafizice, care se ocupă de ontologic, de gnoseologic și chiar de problemele religioase. Domnilor, există Dumnezeul Abrahamic sau există, eu știu, zeitățile hinduiste. Hinduismul are tot așa, 1 miliard de credincioși. De ce nu? Adică de ce? Și este o dilemă pe care eu nu pot momentan rezolva. Dar nu înseamnă că nu există. Nu înseamnă că o mătură sub covor. Nu înseamnă, atenție mare, că trebuie să bat cu pumnul în masă să spun, nu, eu sunt un monist, eu cred numai în asta. Nu? V-am spus, când aveți teorii mai multe și nu puteți infirma niciuna, deci rațional este să le adoptați pe toate. Deci, și, eu știu, creștinismul și hinduismul și budismul și mahometanismul și așa mai departe. Deci, rațional, așa mi se pare. A, că noi din copilărie, asta e deja altă poveste. Dacă vreți, putem să dezvoltăm, dar nu mai ține de raționalitate. Ține, dacă vreți, de câinele lui Pavlov. De reflexe condiționate, de ceva de genul ăsta. Sunt și teoriile de graniță, care tind să fie științifice, dar fiind bazate doar pe mărturii, pe niște observații rare, inexplicabile, prin teoriile existente, dar statistic plauzibile, ar trebui cel puțin să le avem în vedere. Pentru că dacă nu, atunci vin pseudoștiințele și epistemologia paranoică. Nu intru în acest detaliu, o să vă dau un text și îl puteți citi. Dar pentru mărturie și observabil rar, vreau să vă explic, vreau să vă dau un singur exemplu. În 1983,
la nord de New York, pe autostrăzile care merg de-a lungul râului Hudson. Într-o seară de sâmbătă, cei care lucrau în New York, dar aveau o vilă undeva în afara orașului, mergeau cu, mergeau cu mașinile spre vila lor. Autostrada aglomerată. La un moment dat s-a oprit o constelație de lumini deasupra autostrăzii, la rasul copacilor. Nemișcat. S-a blocat circulația, oamenii au coborât, pe margine erau case, de acolo dădeau în disperare telefon la poliție, care spunea, da, știm. S-au depus cel puțin 1000 de mărturii scrise, s-au făcut fotografii, s-au depus și alea, după care obiectul a plecat alene. Nici până astăzi nu se știe ce a fost, dar a reapărut, este o săptămână, a provocat aceeași buruceală, a dispărut din nou, urmă a mai apărut în altă parte, s-a plimbat. V-am dat un exemplu. Există o carte scrisă de 3 autori, primul este G.N.R. Hynek, care este cel mai reputat ufolog din toate timpurile, să zicem, profesor de astronomie la universitate. Și, mă rog, alții, nici până azi nu se știe ce a fost. Unii au zis că a fost un grup de avioane ușoare. Prostie, pentru că asta nu se putea opri. Sau că a fost un dirijabil foarte mare. În toată zona nu există niciun dirijabil. S-au făcut cercetări și cu poliția și cu autoritatea aeronautică. Nu s-a descoperit nimic. S-a pus și un premiu pentru ăla care aduce indicii $1000. Nu s-a descoperit nimic. Deci, dar atenție, ați cunoscut acest caz? Nu. El a fost prezent în presa locală și a fost rapid uitat. De ce? Nu convine. Pentru că nu pot găsi o explicație științifică. Dar au existat mii de martori care au spus același lucru. Și vă pot aduce multe astfel de exemple. Cu mii de martori venind din locuri diferite care nu s-au vorbit între ei și spun un același lucru. Ce e de făcut în astfel de cazuri? Pentru că nu, fenomenul pe care îl raportează nu îndeplinește rigorile științei. Deci, cunoașterea științifică are limite. Prejudecata este că teoria științifică este singura cale îndreptățită în orice cunoaștere valabilă. Nu! Știința nu poate aborda cu metoda sa aspecte ale realității cum sunt. Problemele ontologice, gnoseologice, fenomenele inaccesibile, fenomenele rare, cum este ăsta, la care nu pot fi aduse în laborator. Ținutul surprinderii, adică strategiile invizibile ale viului, unde nu există legi invariabile, ținutul sinelui, introspecția, fenomenele voluntare, liberul arbitru, intuiția, conștiința și creativitatea. De exemplu, nu poate exista o știință a creației artistice. De ce? Pentru că adevărata artă încearcă să surprindă prin inedit și imprevizibil. Știința face statistici, inducții, legi și previziuni. Ori o știință care să facă statistica unor fenomene irepetabile, dacă sunt inedite, sunt irepetabile, respectiv care să prevadă fenomene imprevizibile prin definiție, este o contradicție în termeni. Rezultă că o astfel de știință nu poate exista. Aici am mai dat o poză în care am încercat să, să împart cumva domeniul cunoașterii.
I-am zis împărăția cunoașterii, așa ca să fie mai, să sune mai frumos. Deci, ar fi ținutul neschimbării, adică al fenomenelor care rămân neschimbate, ținutul surprinderii, adică al viului care surprinde în permanență, pentru ca la început să supraviețuiască și ulterior, mă rog, să se afirme. Oamenii surprind ca să se afirme. Și realitatea spirituală, aia care noi o experimentăm în transcendent. Pardon, din care face parte ținutul sinelui, pe care nu-l pot, de exemplu, revelația. Unii vorbesc că au căpătat revelație divină. Bineînțeles că eu, dacă gândești în țific, îi spun, ia mai dudește primul cu prostiile astea. Dar deci, poate că e ceva acolo. Sau mă duc la preot și discut într-un fel, mă duc în laborator și dintr-o dată am devenit duplicitar. Nu e în regulă. Cunoașterea ar trebui să fie una singură. Deci există o realitate spirituală, hai să zicem că ținutul sinelui face parte, și o realitate materială care se ocupă de obiecte și de ființe. În cadrul acestora pot defini niște adevăruri. Că restul rămâne pentru, hai să zic, celelalte elemente ale unui agent, cum ar fi motivații și alte lucruri, care și ele sunt obiect al cunoașterii. Adevărurile, ele însele, pot fi din cuvinte sau nu. Dacă sunt din cuvinte bine definite, intru în regatul raționalității. Dar raționalitate nu este totdeauna în zona abstracțiilor. Abia în zona abstracțiilor eu pot face